Tinerii fermieri care își doresc să înceapă o afacere în agricultură nu pot deoarece guvernul nu le acordă sprijinul de care aceștia au nevoie. Mulți sunt dezamăgiți de ministrul agriculturii și nu înțeleg de ce acesta este în frunte dacă în toată viața lui nu a știut să facă agricultură, iar la bază este medic veterinar. Atât mehedințenii cât și toți românii își doresc să cumpere și să consume produse românești. Totodată aceștia trăiesc o mare dezamăgire atunci când ajung în piețele agroalimentare, iar tarabele sunt pline cu produse din import sau crescute cu chimicale. Guvernul României preferă să cumpere aceste alimente din Franța, Belgia, Grecia sau Olanda decât să finanțeze tinerii fermieri. Voastră aveți încredere în alimentele produse în România? Nu, pentru că vin majoritatea din țări străine. De ce credeți că guvernul României nu susține fermierii tineri? Păi nu-i susține pentru că vrea tot ei să fie pe primul plan și de restul n-are nevoie. Aveți încredere în alimentele produse în România? Și așa, și așa. De ce credeți că guvernul României nu se implică și nu susține tinerii fermierii români? Pentru că sunt niște hoți. A furat toată țara. De când a luat ăsta la putere președinte României, Klaus Iohannis, a furat toată țara. Ne-a dus la râpă de tot. PSD-ul a făcut, a mărit alocația, a mărit pensiile, ăștia a dărâmat tot. Ministrul Agriculturii Adrian Oros nu și-a dorit ca fermierii să ia banii alocați din programul PNRR, probabil de teama că supermarketurile care primesc produse din alte țări nu vor mai face profit. E normal, pentru că și noi am fost la rândul nostru, am urmat ce au făcut părinții noștri și noi trebuie să facem, să le creăm, astăzi le creăm viitorul copiilor noștri, viitorul dumneavoastră, sunteți tineri și până la urmă, fără agricultură, nu putem să supraviețuim. Ce șanse mai au? Au șanse mari, pentru că nu se poate altfel. Nu au altă șansă decât să continuăm mai departe, cum spuneam mai devreme, fără mâncare nu putem supraviețui. Orice putem repara. O dată pe zi trebuie să mâncăm. De aceea agricultura a fost, este și va rămâne sursa noastră de hrană. Și în ultimul rând e viața noastră până la urmă, nu putem supraviețui. În România există foarte mulți tineri care își doresc să fie agricultori, poate chiar din dorința de a duce meseria mai departe, dar din păcate aceștia nu sunt sprijiniți de ministrul agriculturii, cel care trebuia să fie trup și suflet pentru ei.